Asta îți place în cornulețe. Cornulețe cu miez de nucă și cu caise confiate și cu iaurt de caise, gust de caise. Și o să avem nevoie de făină. Cât cuprinde, să vedem cât intră, o să măsurăm, aici am 600 de grame. O să mai avem nevoie de untură, 100 de grame de untură, 100 de grame de iaurt, iaurt cu gust de caise și cu bucăți de caise în interior, 40 de grame de zahăr, mai punem și un ou, un praf de sare și vanilie. Și pentru umplutură avem nevoie de nuci, miez de nucă și caise confiate. Putem pune și dulceață de caise, după preferință. Și după aceea le tăvălim prin zahăr pudră. Eu am făcut aluatul la început, să vă arăt cum le facem ca să băgăm în tavă la cuptor și după aceea facem aluatul împreună. O să întindem aluatul. Aluatul trebuie lăsat la odihnit. Ia uitați ce consistență are. O să rupem o jumătate și o să întindem. Să ne ajutăm și de puțină făină. Să presurăm puțină făină. Să întindem aluatul. Aluatul este foarte simplu de făcut. Și este foarte, foarte bun. Vreau să dau o tavă la cuptor ca să vă arăt cum vin coapte. Între timp noi o să facem aluatul cât se coc. Presurăm puțin făină. Să le tai cu acest capac. Am să tai un cerc. Am tăiat un cerc. Acum o să-l împărțim. Cine dorește să pună dulceață, pune dulceață. Eu pun caise confiate. Și câte o jumătate de nucă. O tăiem în două. Câte o jumătate o să punem. Rupem pur și simplu în două. Eu o să desfac puțin caisa.
Deixamos a barba no interior no cão. Și le lăsăm la 180 de grade circa 10-15 minute. După 10 minute le controlăm. Să vedem cum dacă s-au copt. Dacă nu, le mai lăsăm puțin. Cornulețe. Pot fi umplute cu dulceață de caiete. Mai facem încă unul. Avem aici nostru triunghiul. Să desfacem puțin. Acum o să le pun într-o tavă. O să le dau. Le punem pe foaie de copt, pe hârtie de copt. La cuptorul preîncălzit circa 10 minute. Și acum să facem aluatul. Într-un bol o să punem 100 de grame de untură. O să punem 40 de grame de zahăr. Să punem un nou. O 100 de grame de iaurt cu gust de caise. Eu am pus un iaurt cu bucăți. Cu bucăți de caise în interior. Adăugăm și sarea și vanilie. Acum amestecăm bine. Aluatul este foarte, foarte simplu și foarte, foarte bun. Thank you.
acum adăugăm și făina. Făina o să vedem cât o să intre. Am amestecat bine. Acum am să adaug făină. Aici am 600 de grame de făină. Am să pun doar o parte. Amestecăm un pic cu paleta și după aceea cu mâna. Aluatul trebuie lăsat la odihnit. Aluatul este gata. Aceasta este consistența, este destul de moale. O să-l dăm să se odihnească o oră și noi între timp o să lucrăm aluatul pe care l-am făcut mai devreme. Este pe diferența între unul și celălalt. Ia uitați, asta este făcut mai devreme. Acesta este făcut acum. Lăsăm să se odihnească. O să facem schimb. O să punem în pungă în folie de plastic pe acesta. Și o să lucrăm pe acest făcut înainte. O să presupun puțin făină pe masa noastră de lucru. O parte dintre cornulețe le-am băgat deja la cuptor. O să întinde. Cornul
tenerezza e cuoca i se vunici gustose. Scintille bene. Am să tai un cerc cu acest capac. Am tăiat. Eu departe să plăsesc. Acum o să tăiem. Depinde cât de mari vrei. Să le facem. Putem tăia și în 3 sau în 2. Acum pe fiecare triunghi am să-l desfac un puțin la capăt. Am să pun caise uscate cu o bucățică de nucă sau cine preferă poate să pună dulceață de caise. Aceștia sunt caise. Le dai în două. Eu am să desfac un pic de mijloc ca să bag un sfert de nucă în interior. Este jumătate de nucă, o fac în două. Eu le-am dat, le-am prăjit un pic în tigaie. Bag în interior. Și o să punem pe aici, pe unde se vede. O să pun pe mijloc și am să rulez. Cornulețe mici și bune, gustoase. Ia să vedem dacă sunt gata. Mai lăsăm puțin. Desfacem caisa în două. Eu folosesc cu caise uscate. Cine dorește poate pune dulceața de caise. Bagă jumătate de nucă, un sfert de nucă în interior. Apoi pun pe triunghiul nostru de aluat și rulez. Desfac. Caisa eu pun în două pentru că este prea mare. Apoi o desfac puțin. În interior am să pun un sfert de nucă. Nucă eu rup. Și am să pun un sfert de nucă în interior la caisa. Și apoi o pun pe triunghiul nostru de aluat și răsucim. Cine nu dorește caise confiate, poate pune dulceață, dulceață de caise. Punem nucă.
pur și simplu o închidem în interior și punem pe aluatul nostru tăiat între unghi și rulăm. Facem împreună și după aceea le dăm la cuptor. Am scos prima tură de cornulețe. Punem nucă, cam un sfert de nucă. Acum o să punem cornulețele care s-au copt. Gata, coapte. Le dăm prin zahăr pudră. Eu le dau prin zahăr, că sunt încă calde. Au stat la cuptor cam 15 minute. Punem și pe acestea care le-am făcut, să le punem în tavă. Și le dăm la cuptor la 180 de grade. 10-15 minute, depinde de cuptorul fiecare. Cornulețe bune și gustoase. Sper că v-a plăcut rețeta. Sunt frangede, acestea sunt încă calde. Acestea le-am făcut mai devreme. Sunt reci, dar sunt frangede. Sunt bune. Bune și gustoase. Eu vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Vă urez multă, multă sănătate și tot ce vă doriți. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Sper că v-a plăcut rețeta mea. Și dacă doriți să o încercați, să-mi spuneți și mie cum a ieșit și dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc din suflet tuturor. La revedere și o zi frumoasă tuturor.